dragii noștri, bine v-am regăsit! Sunt Maria Cinarjiga și vă propun să rămâneți și în continuare pe TVR Cluj, pentru că urmează, ca de obicei, în fiecare luni, o nouă ediție a emisiunii Transilvania Policromă, o emisiune care stă sub semnul multiculturalității și al interculturalității, contribuind de la risipirea prejudecăților și consolidarea punților interetnice și interconfesionale. Vă reamintesc că ne puteți urmări live și online pe portalul video al televiziunii române tvrplus.ro, iar pe pagina noastră de Facebook și canalul YouTube al emisiunii regăsiți alte informații și materiale interesante pe aceste teme. Astăzi cunoaștem mai îndeaproape comunitatea armeană din Cluj, o comunitate mai mică, dar foarte activă în viața multiculturală a orașului, dar și a regiunii, prezentă cu o serie de acțiuni apreciate de către publicul larg. În partea a doua a emisiunii, de la ora 18:30, vă așteaptă, ca de obicei, alte reportaje marca Transilvania Policromă. Pentru început, vă propun un material. În fiecare an, comunitatea armeană din Cluj comemorează genocidul armean, o filă neagră din istoria poporului armean. Vă invit așadar să urmăriți un scurt reportaj despre evenimentul de comemorare organizat în acest an de către comunitate, după care revenim în studio pentru a afla mai multe despre armenii din Cluj și activitățile pe care le derulează aceștia de la invitații mei din studio. În ambianța primitoare a Muzeului Etnografic al Transilvaniei, o instituție receptivă față de istoria și cultura minorităților transilvane, armenii clujeni au comemorat 101 ani de la declanșarea genocidului armean. Evenimentul de astăzi de la Muzeul Etnografic din Cluj se înscrie în seria acelor evenimente pe care le-a găzduit acest locaj de cultură pe parcursul anilor, vis-a-vis de tot ce înseamnă activitățile culturale, științifice ale Uniunii Armenilor din România, filiala Cluj, și nu numai. De această dată îi găzduim pe conaționalii noștri din Târgu Mureș, prin persoana domnului Pușcaia Șatila, domnia sa, va lansa o carte, o carte care de fapt a fost lansată și tradusă deja în limba maghiară, și totodată vom puncta momentul genocidului armean, care anul acesta a ajuns la 101 ani de la declanșarea acestuia. De fapt, declanșarea, dacă stăm bine și ne gândim și ni se alătură istorici, atunci putem observa că a fost cu mult înainte de data de 1915, 24 aprilie. Armenii sunt o componentă importantă a peisajului cultural transilvanean și ca atare această comunitate are o poziție pregnantă și în activitățile Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Parteneriatul nostru cu Uniunea Armenilor din România, filiala Cluj, este unul îndelungat și foarte vechi. Pe de altă parte, genocidul armean este unul dintre momentele teribile care au marcat istoria secolului al XX-lea. Comemorarea genocidului armean este o comemorare a tuturor victimelor inocente ale întregii umanități, iar faptul că urmași ai unor oameni care au fost victime ale acestui genocid se află printre noi aici la Cluj, aici în Transilvania, ne determină să fim întotdeauna alături de ei. Armenii din România și de peste tot unde ne-am răspândit în această lume, spunem același lucru. În primul rând, suntem datori față de națiunile care ne-au primit cu brațele deschise, în cazul de față România, unde armenii se simt la ei acasă. În al doilea rând, n-avem cum să uităm, genocidul armean a fost o tragedie care n-are cum să fie uitată, în special datorită acelor încercări prin care se dorește anularea acestui genocid armean de unii și de alții. Cu prilejul comemorării a fost lansată la Cluj versiunea maghiară a cărții de memorii scrisă de Baruir Nersesian și intitulată Am fost în Valea Morții. Baruir Nersesian s-a născut în 1904 în satul Anerghi din Turcia și a trăit genocidul armean la vârsta de 11 ani, având deosebitul noroc să scape cu viață și să ajungă în România, unde a locuit câteva decenii.
În 1964 a ajuns în New York, unde și-a deschis un magazin de condimente orientale. La vârsta de 93-94 de ani a început să dicteze aceste amintiri preotului armean din localitate și, de fapt, copiii dânsului, Sarkis și Măgărdici, au reușit să editeze această carte în limba engleză. Comunitatea din Târgu Mureș a intrat în posesia acestei cărți din cauza faptului sau datorită faptului că avem un domn Ferenc Leon din Târgu Mureș. Domnul a lucrat la această familie în America și acolo a auzit că există cartea în limba engleză. A adus cartea la Târgu Mureș și noi am cerut dreptul de la urmașii domnului Baruir pentru a traduce, de a traduce această carte în limba maghiară pentru comunitatea armeano-maghiară din Transilvania. Așa a ajuns la noi cartea și, bineînțeles, este o carte foarte subțire, o amintire foarte frumoasă, care vede, la vârsta de 93-4 de ani, vede acest eveniment foarte trist din istoria poporului armean prin ochii unui copil. Deci, puțin cam naiv în sensul bun al cuvântului, deci este o carte foarte interesantă, fără ură și... Dacă mi-amintesc bine, cartea se termină cu cuvântul viață. Deci aceasta este mesajul, că s-a întâmplat această nenorocire, însă viața merge mai departe și noi trebuie să luptăm pentru viață. Cu același prilej a fost proiectat și filmul armenesc dedicat medicului militar german Armin Wegner, care a imortalizat pe peliculă ororile suferite de armeni în timpul genocidului. Armin Wegner a militat pe plan internațional pentru aflarea adevărului despre genocidul armean și a cerut să se facă dreptate acestui popor greu încercat. Discutăm așadar în continuare despre o comunitate mai mică din Cluj, dar foarte activă și prezentă în viața multiculturală a orașului nostru, dar și a regiunii noastre. În acest sens, îi am ca invitați pe doi dintre cei care sunt foarte activi în cadrul filialei Cluj a Uniunii Armenilor din România. Pentru început, alături de mine în studio se află Karen Sebeşi Otilă, care este președintele de curând ales al filialei clujene a Uniunii Armenilor din România. Bun găsit, Karen, și felicitări. Barevdzes! Mulțumesc foarte mult pentru urările. Da, de aproximativ 3 săptămâni s-a întâmplat acest schimb la nivel de președinte al filialei. Eu din capul locului doresc să aduc vii și calde mulțumiri predecesoarei mele la această filială, care a făcut foarte, foarte mult, a pus de fapt bazele acestei filiale și a lucrat alături de o echipă minunată. Echipa slavă Domnului a mai rămas, adică echipa executivă a filialei. Este vorba de doamna Varduca Zaduhi Orenian și eu chiar că vreau să-i mulțumesc public pentru tot ce a făcut pentru comunitatea armeană, pentru relațiile cu alte comunități ale minorităților și nu numai. Vom reveni cu detalii legate despre evenimentele pe care le-a organizat filiala cu alte comunități. Spuneam că ești de curând ales. Am vrea să
Știu că telespectatorii, probabil mulți dintre telespectatorii noștri deja cunosc foarte multe detalii despre tine, despre originile tale etnice diverse. Aș vrea să reluăm puțin această discuție și pe scurt să ne spui care este legătura ta cu comunitatea armeană. Ai avut mereu și ai mereu o legătură foarte specială, originile tale armenești își spun cuvântul în multe dintre activitățile tale. Spune-ne puțin din istoria ta personală care are legătură cu aceste origini, dar nu numai cu aceste origini etnice. Încerc să fiu cât mai succint. Da, originele mele armenești merg înapoi până în aproape țara mamă, adică Armenia. Dar e și mai complicat pentru că bunicul meu din partea mamei s-a născut în Azerbaijan. Azerbaijan care până la ora actuală este o țară destul de nepacifistă, hai să-i spun așa, față de tot ce înseamnă armenii. Bunicul meu s-a născut în Azerbaijan, lângă capitala Azerbaijanului, la Lenkorani, într-o familie de armeni, negustori, cum le stă bine armenilor. Pe la 17-18 ani, bunicul meu n-a mai rezistat presiunilor la care a fost supus de către azeri. Trebuie să le spun pe toate acestea și a plecat în cealaltă republică vecină din Caucaz, adică Gruzia, Georgia, în capitala acesteia, la Tbilisi. La Tbilisi s-a cunoscut cu bunica mea, care era pe jumătate rusoaică, pe jumătate armeancă. Din păcate, bunica nu știa armenește. S-a născut mama mea la Tbilisi, în familie nu s-a vorbit armenește pentru că bunica nu știa. Mama a terminat Academia de Muzică, după aceea la Moscova, doctorat, a ajuns în România prin tatăl meu, care a furat-o, așa cum spun toți tații și mamele din Caucaz, când li se fură copiii, în special fetele, și în special când fetele sunt singure la părinți. Așa a ajuns mama mea la peste 4.000 de kilometri aici în Cluj, tatăl meu, maghiar, din Salonta, din Bihor. Așa că e o corcitură foarte agreată de mine tot ce se întâmplă în venele mele. Iar întotdeauna m-a fascinat povestea ta, am auzit-o de mai multe ori și de fiecare dată ascult cu foarte mare atenție. Deci pot să Era varianta pentru emisiunea aceasta. Este fascinantă și interesantă și întotdeauna spuneam că, indiferent de originile pe care le avem, originile noastre etnice n-au cum să nu ne definească ca personalitate, ca oameni în dezvoltarea noastră ulterioară. Așadar, iată, o legătură puternică cu armenii. Cum ai regăsit și cum regăsești în continuare comunitatea armenească din Transilvania, în mod special cea din Cluj, unde tu, iată, activești de curând, ești și președintele alesele acesteia? Este o comunitate foarte puternică, o comunitate, chiar dacă numeric nu se aliniază altor comunități etnice sau ale minorităților naționale, pentru că, prin excelență, așa a fost să fie, dar dacă luăm per ansamblu, per România, este o comunitate puternică din toate punctele de vedere. Intelectual, la capitolul material nu pot să dau detalii, că nu le am, unde altceva, dar avem armeni cunoscuți și recunoscuți, foarte multe personalități care nu mai sunt printre noi, dar și-au adus aportul științei, științelor, culturii, învățământului românesc, foarte multe nume. De obicei, colegi de-ai mei dau astfel de nume, de la Garabeti Brăileanu, la Ana Aslan și la foarte mulți despre care nu se știa și nu se știe, la superba actriță Anda Călugăreanu, foarte mulți armeni care au pus umărul pentru a mulțumi în primul rând României, și asta o spunem de fiecare dată, deși eu, familia mea n-a venit cu acel val de după genocid, pentru că mama mea a venit pe un val mai sentimental, dar noi întotdeauna mulțumim țării care ne primește, în cazul de față România, pentru că dacă ar fi fost întoarse acele vapoare cu acei orfani care proveneau din Imperiul Otoman și din Armenia,
și n-ar fi fost primiți cu brațele deschise la Constanța, atunci tragedia ar fi fost multiplicată. Da, este o discuție care cumva se actualizează în contextul situației pe care cunoaștem cu toți legate de criza refugiaților oarecum. N-are nicio legătură. N-are nicio legătură, dar iată că sunt cumva multe lucruri care se repetă în istorie. Revenind la comunitatea din Cluj. O comunitate mai mică, sunt câteva persoane, am înțeles că a fost chiar de curând un recensământ despre care vom povesti și cu invitata noastră care urmează să ieți se alăture în studio. Spune-ne, descrie-ne puțin, cine sunt membrii acestei comunități? Cum au ajuns ei să activeze în cadrul filialei clujene a Uniunii Armenilor din România și să-și descopere, sau poate că unii dintre ei nici nu știau originile armenești. Sunt de obicei armea nu știe dacă are măcar un gram de sânge armenesc. Cam ca și toate filialele din țară, pentru că sunt peste 10 la număr. Și filiala Cluj a luat ființă în primii ani, dacă nu în primul an de după Revoluție. După Revoluție, da. În Transilvania, implicit în Cluj, Gherla, au fost și sunt acele familii tradiționale armenești care, vorbind de Transilvania, au trecut prin niște metamorfoze, adică metamorfoze la nivel de nume. Una e că regăsești un nume de Tavitian, pe care îl cunosc și telespectatorii noștri, la Constanța, și alta e când regăsești un nume simbolic de cap de bo sau placentar sau foarte mulți alții, nu mai dau acum nume, care sunt armeni din Transilvania. Deci un specialist, un armean știe imediat să facă conexiunea, este armean de peste Carpați sau armean din Transilvania. Ei, și de aici se mai trage încă o chestiune interesantă pe care nu prea știe lumea. O știu cei care sunt interesați de istoria și de soarta armenilor. Există două biserici armenești. Este Biserica Armeano-Catolică și este Biserica Armeano-Apostolică. Aici vreau să ajung și la acest punct. Bine, atunci aștept întrebarea. Dar poți să îl dezvolți și să ne explice dacă cum s-a ajuns. Bine, eu nu sunt teolog, nici nu-mi doresc să fac acum un studiu de caz pe această tematică, numai am legat de ce am zis mai înainte, de acei armeni care fac parte din marea comunitate, exact. Oricât de numeric, oricât de restrânsă să fie, din Transilvania, și când vorbesc de Transilvania, vorbim despre Gherla, Armenopolis, vorbim despre Gheorgheni Harghita, vorbim despre frumoasa tot din Harghita, vorbim despre, vine imediat colega mea și o să ne ajute, despre Dumbrăveni, Dumbrăveni, unde am fost de curând, în județul Sibiu, și mai sunt câteva astfel. Ei, aici Biserica Armeano-Catolică este cea care primează, nici nu sunt în Transilvania biserici armenești apostolice. Biserici armenești apostolice sunt în Suceava, sunt în București, în Constanța, ceea ce este important. Biserica armeano-catolică aparține de Vatican. Toți preoții, tot. Iar Biserica apostolică este absolut separată, are un patriarh al ei, catolicosul care este acum Garechin al II-lea, laici Miazin, adică Vaticanul armenesc apostolic este laici Miazin lângă Erevan. Iar în ceea ce îi privește pe armenii din Transilvania, armenii de aici, din Cluj, ei sunt romano-catolici în principal, dar și armeano-catolici. Am înțeles că sunt totuși evenimente, am mai avut și cadrul emisiunii, chiar ei marchează inclusiv Crăciunul, chiar dacă nu sunt de rit apostolic, îl marchează când este și este un moment important pentru aceștia. Păi oricum, ori de unde o luăm, ori de unde ne uităm, primul popor creștinat, armenii, și dacă sunt apostolici, și dacă sunt armeano-catolici. Am vorbit despre o bogată moștenire culturală pe care o are acest popor, oameni foarte talentați, o să cunoaștem și în materialul următor pe unul dintre acești oameni, care a fost de altfel și președinta, predecesoarea ta, președinta filialei clujene a Uniunii Armenilor. Da, căreia îi datorăm foarte mult, pentru că a pus bazele acestei filiale și
Noi, eu personal am luat-o din mers, dar despre asta o să mai vorbesc. O să continuăm discuția. Invităm pe telespectatori să urmărească un scurt material de la una dintre expozițiile doamnei Azadovi Barduca, după care revenim. Azadovi Barduca Horenian a oferit publicului iubitor de artă din Cluj o expoziție amplă care a reunit în frumoasa sala cazinoului peste 60 de lucrări, unele răsfirate prin diverse colecții particulare, altele de sorginte recentă. Emoție întotdeauna există, e și bucurie, e și foarte multă oboseală, mai ales când ai o anumită vârstă. Și astăzi a fost o zi foarte grea, pentru că în acea zi a trebuit să fac și panotare și terminarea catalogelor și materialelor și vernisajul. Ce așteptați de la cei care vor veni și vor privi aceste tablouri? Ce v-ați dori să simtă? Deci, în primul rând, aș vrea să fie convinși de cuvintele mele, că toată lumina vine de la El cu E mare și că realizările noastre există ca niște daruri ale Lui. Deci asta e primul scop al expoziției. În al doilea rând, sigur, aș vrea să aibă bucuria de a comunica cu mine. Cu prilejul vernisajului a fost subliniată originalitatea artistei care, stăpânind la perfecție tehnica acuarelei, realizează un univers inconfundabil, plin de sensibilitate și vibrație cromatică. Expoziția actuală este structurată pe 3 cicluri tematice. Pomenirea străbunilor este un gest de o mare frumusețe umană, pentru că suntem ceea ce suntem și prin ceea ce moștenim. Și această conștientizare a trecutului înseamnă că undeva ne încarcă și mai puternic ca să făptuim la rândul nostru lucruri pe măsura lucrurilor moștenite. Deci armenii, în general, un popor superb, credincios, sensibil, sociabil, a lăsat urme în cultură și în existența aceasta socială, politică, oriunde s-a răsfirat în zona aceasta europeană și nu numai. Dincolo de acest omagiu adus moștenirii armene, este un lucru frumos tema aceasta a preamăririi vieții prin naștere. Omagiu maternității, omagiu tinereții, a frumuseții în sine a omului ca ființă și mai ales ceea ce este de reținut, amploare cu totul deosebită a modului în care a știut undeva să dea farmecul și poezia fenomenului natural. Deci natura în toată minunea aceasta, de la înflorire și până la rodnicie, este cântată în forme de expresii artistice deosebite, pentru că doamna Azadovi Barduca Horenian are de toate un mare și un superb simț al culorii. Culoarea care cântă, culoarea care freamătă, culoarea care până la urmă fortifică sufletul și este un lucru mare. Adică din asemenea întâlnire cu asemenea expoziții și cu asemenea izbânzi creative, omul pleacă încărcat sufletește într-o formă foarte puternică. Continuăm discuția noastră despre armenii din Cluj, despre bogatele activități ale acestora. Ni s-a alăturat în studio și doamna Ana Ștaib, secretar al filialei clujene a Uniunii Armenilor din România. Bine v-am regăsit! Da, și eu la fel. Și l-avem omul o orchestră, deci... am mai auzit denumirea asta legată de doamna Ștaib. Nu știu, eu n-am auzit-o, o spun de la mine. Deci doamna Ștaib, fiind secretar la filială, cunoaște tot ce mișcă, chiar și ce nu mișcă, și eu cu ochii închiși mă duc pe mâna dânsei în
diferitele acțiuni, inclusiv cum am fost împreună acum două zile la Dumbrăveni. Îl avem alături în continuare pe Karen Sebeșii Otilo, Otilo Sebeșii, cel care este președintele filialei clujene a Uniunii Armenilor din România, de curând ales, jurnalist, moderator TV și mai ales poate actor, pentru că așa cum spuneai și tu, Karen, actorul din tine nu va pieri niciodată. Nu, de obicei actorii și chiar dacă nu mai sunt pe scenă o perioadă de timp, tot actor rămâne. Are cum. Dumbrăveni, că ai pomenit deja care de Dumbrăveni. Dumbrăveni, pelerinajul de la Dumbrăveni este un moment important pentru armeni. De curând amândoi v-ați întors, acest pelerinaj a avut loc de curând. Să ne povestiți puțin ce s-a întâmplat acolo, fiecare ce anume poate a făcut, care au fost poate momentele cele mai interesante pentru fiecare dintre voi. Da. Și ce reprezintă de fapt acest pelerinaj? Da, s-au împlinit 50 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii din Dumbrăveni. Multă lume spune catedrală, dar nu este catedrală, este puțin mai mică. Povestea bisericii a fost foarte frumos prezentată de doamna doctor Oana Habor și ea menționează acolo că armenii au crezut că sunt mai bogați și mai puternici decât armenii din Gherla și s-au apucat să clădească ceva și mai mare decât catedrala din Gherla. Din păcate, banii s-au terminat rapid, drumurile nu s-au mai dus pe acolo, drumurile cu marfă, pe la Dumbrăveni, și-au schimbat ruta, au plecat mulți armeni de acolo și așa a rămas biserica asta puțin mai mică decât cea de la Gherla. Și așa ea este numai biserică, nu este catedrală. S-a anunțat, cred că la radio, concertul recital a lui Horea Mihail la catedrala armenească din Dumbrăveni. De asta am făcut o mică paranteză. În da. Acest sens, am înțeles. A fost extraordinar. Am început cu o slujbă bilingvă de la ora 3, care pe mine m-a surprins în mod plăcut. Deci și românește și ungurește. Splendid. Preotul de acolo este deosebit, jos cu pălăria. Ați fost o delegație mai numeroasă din partea... toți armenii care mișcă în țara asta au fost acolo. Au venit de la Bacău, de la Târgu Ocna, de la Roman, de la Constanța. Am rămas... Deci fiecare comunitate s-a organizat da, și a participat. Da, da, și au trimis reprezentanți să participe la acest mare eveniment al nostru. Și s-a organizat foarte bine și conferința în sine, care a fost, în care s-a prezentat un material, v-am spus adineauri, materialul cu biserica, formă, au fost alte elemente. Am adus aici un supliment al Araratului, care este, nu știu cum să-l țin, să nu miște mâna. Dați-mi-l mie și o să vi-l arăt eu la cameră. Acest supliment a fost scris de doctorandul Mircea Oanță, în care este vorba despre armenii catolici din regat. Asta este cel mai interesant lucru, pentru că noi n-am știut că au existat armeni catolici în regat. Și el, lucrând la altceva, în arhive a dat de aceste documente. Și atunci, la cererea lui Mircea Tivadar, a făcut această lucrare, care a prezentat-o și la Dumbrăveni, și Araratul a scos suplimentul. Pentru că nici ei nu știau de asta, adică foarte puțini dintre ei. Și am avut plăcerea să ascultăm familia Cheleu de la Iași, profesori amândoi, istorici. A fost o conferință foarte reușită din acest punct de vedere. Doctoranzii au fost în marea parte doctoranzii domnului profesor Lucian Năstase Covaci, care și dânsul a fost prezent. Și după aceea a venit concertul recital al domnului Horea Mihail, care ne-a omorât. A fost Chopin de toate și mazurcă și nocturnă și tot ce vrei, dar a fost super.
Și ca de obicei v-ați întors foarte entuziasmată, da, și încărcată, da, pozitiv. Sigur că minte, da, că tot timpul veniți așa de la Grăveni. După asta a fost și masa festivă, unde am stat la un pahar toți și ne-am întâlnit, am reușit în sfârșit să vorbim, cine ce face, cum face, și a fost un prilej deosebit ca să ne întâlnim și să ne vedem, și mi-a făcut mare plăcere, într-adevăr, să văd că atât de multă lume a ținut să vină la Dumbrăveni. Pentru că cei care au venit de peste Carpați sunt toți apostolici, dar și noi mergem. Este hramul bisericii de la București, suntem acolo. La Dumbrăveni mai este hramul de Sfânta Maria? Este, este, sigur că da. Asta este, deci, peste și se mai trece în continuare, da, și acel eveniment aparte. Da, 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 da. Karen, cum a fost pentru tine această experiență a pelerinajului pentru al câtelea an? Nu știu, eu am fost de mai multe ori, erau multe evenimente. A fost și un eveniment acum câțiva ani de zile în care s-a implicat Uniunea Armenilor cu castelul de la, cu castelul de la Dumbrăveni, Apafi, care de fapt căruia îi datorează armenii din Transilvania venirea lor peste Carpați, da, pentru că ultimele principe transilvanian, Apafi Mihai, a fost cel care i-a primit cu brațele deschise pe cei care veneau dinspre Moldova. Asta o mică paranteză. Da, aceste întâlniri, cum a fost și cea de la Dumbrăveni de această dată și cum a spus și Ana foarte bine, este un, în afară de faptul că a fost un program foarte bogat, foarte valoros, este un prilej foarte bun pentru a reclădi, a renova, a reitera acele punți de legătură, acele prietenii între membrii comunității și nu numai. Pentru că la Dumbrăveni au fost și foarte mulți, hai să le spun așa, simpatizanți. Exact. Sufletiși de ai noștri care, ce să spun, doar cum o chema pe domnișoara Oana Habor. Domnul doctor Habor, tatăl acestei, da, domnișoare, este catalizatorul acțiunilor culturale de la Dumbrăveni. N-are nimic de a face cu armenii, adică ca sânge armenesc. Este un chirurg renumit de la Târgu Mureș, s-a implicat în activitatea Fundației Armenești din Dumbrăveni, așa se numește fundația, unde președinte este domnul colegul nostru și prietenul nostru Ioan Călinescu. Și printre altele, acestui domn se datorează faptul că Horia Mihail concertează deja a multă oară la Dumbrăveni și, interesant, la început concerta Horia Mihail în biserica armenească, da, pe un pian electric, pentru că nu găsea un pian. Și avea o mare problemă. Eu discutasem în pauza conferinței cu domnul doctor Habor și mi-a spus că la un moment dat, anul trecut sau când, anul acesta, mă rog, în primăvară, se tot chinuiau de unde să aducă pian, pentru că totuși la Dumbrăveni nu îți apare așa un pian din senin. Și a zis Horia Mihail, care e un remarcabil pianist, vă donez pianul meu din adolescență. Și pianul a fost adus ba de la București, ba de la Brașov, pentru că nu știu, deci exact. Deci acolo unde. E un pian donat. Un, da, pian donat, da, de Horia Mihail. De Horia Mihail, unde o ține. Da. Foarte fain. Pe lângă aceste pelerinaje, pentru că pe lângă cele de Dubravnica sunt și pelerinajele din Moldova, aș vrea să povestim puțin și despre evenimentele importante pe care le organizează filiala clujană a Uniunii Armenilor din România. Unul dintre aceste evenimente sunt și Zilele Culturii Armene, Genocidul Armean, da, care este în fiecare an marcat, este un eveniment comemorativ. Să povestim puțin înainte de a trece la evenimentele precum Zilele Culturii la Armene. Evenimente nici nu m-aș înhăma. De-aia mă tot uit la doamna asta. Pentru că suntem în luna mai și în aprilie au avut loc alegerile, da, iar calendarul evenimentelor pe anul în curs a fost deja făcut în noiembrie, făcut anul, în noiembrie anul, da, trecut. Și bănesc că ele și eu încerc să mă calez pe acest, da, program și în special pe acel buget care a fost aprobat pentru acest program. Înainte de a reveni așa puțin la aceste subiecte așa mai frumoase, nu că toate și cele toate sunt frumoase, dar aș vrea puțin să ne povestești care despre experiența pe care ai avut-o tu anul trecut cu un an foarte important pentru armenii, anul în care s-au marcat 100 de ani de la genocidul, da, armean, și un an în care tu personal care ai avut o experiență interesantă despre care aș vrea să-mi povestești puțin.
Foarte pe scurt, anul trecut, 24 aprilie, ca și fiecare 24 aprilie, comemorarea genocidului armean, unde au pierit circa 1,5 milioane de armeni, printre care și străbunica mea. Asta trebuie să o subliniez de fiecare dată, pentru că în data de 23 aprilie, anul 2015, după lupte seculare și după ce nu a fost recunoscut de Turcia acest genocid, s-a hotărât la nivelul Bisericii Apostolice Armene ca toți cei 1,5 milioane de armeni care au fost uciși în Imperiul Otoman și nu numai, de către turci și azeri, trebuie să subliniez că și azeri, pentru că așa este, au fost sanctificați. Există 1,5 milioane de sanctificați sfinți. În fiecare familie armenească trebuie să existe măcar un sfânt. Și așa și este. Am fost la Yerevan la invitația cancelariei președintelui Republicii Armenia, Serge Sargsyan, alături de prietenul și colegul meu, Cristi Balaș. Ne-am alăturat celorlalți jurnaliști veniți din peste 40 de țări ale globului. Am fost peste 120 de jurnaliști. Am fost la Yerevan, la aceste conferințe, la aceste prelegeri foarte interesante, la Tsitsernakabert. Tsitsernakabertul este renumitul monument in memoriam genocid, care este deasupra capitalei Armeniei, Yerevan, pe un deal. Și cel mai interesant, probabil, cel mai interesant experiment pentru noi a fost, bine, n-a fost obligatoriu, prins în program, a fost facultativ, întrebați pe ultima sută de către organizatori care sunt acei jurnaliști care doresc să viziteze Republica Nagorno-Karabakh, Artsakh. Multă aventură de asta curajoasă. Artsakh, în limbajul armenesc. Am fost nu știu câți jurnaliști care ne-am înscris pe lista comună în ultima clipă, dar au fost două autocare puse la dispoziție. Asta înseamnă circa 70-80 de jurnaliști care am fost 2,5 zile în Nagorno-Karabakh, renumita republică, unde din păcate și acum există tendințe războinice, unde și acum mor foarte mulți tineri. Republica Nagorno-Karabakh este în totalitate, hai să nu zic totalitate, într-un procent de 98% locuită de către armeni. Azerii își arogă acest teritoriu. Eu nu am nimic, întind întotdeauna mâna dreaptă către toate popoarele caucaziene, inclusiv către azeri. Dar din moment ce nu este recunoscut acest genocid și din moment ce până în ziua de astăzi mor foarte mulți tineri pe granița cu Azerbaidjanul, pentru că este o zonă tampon, Nagorno-Karabakh, zonă tampon între Azerbaidjan și Armenia. Ei, am fost acolo, am realizat mai multe filme. Pe care le-am putut și le vom mai urmări poate în cadrul emisiunilor noastre. Experiență, cred că foarte puternică, marcantă, care cred că încă o dată în plus o să te, nu știu, e marcant, cred că să stai și să particip și încă o dată să vezi ce se întâmplă acolo în continuare. Să revenim puțin, spuneam, la aceste evenimente mai frumoase. Mai avem foarte puțin timp, dar aș vrea foarte pe scurt să ne spuneți, doamna Steib, despre evenimentele pe care le plănuiți în cadrul filialei pe parcursul acestui an, împreună cu noul președinte Karen Otiloseveși. Păi începe vara, încep festivalurile. Și atunci noi unde suntem prezenți pretutindeni. Începe 1 august cu Festivalul Strada Armenească, porma la sfârșit de august pro-etnica la Sighișoara, și între timp avem invitați, în sensul că ei vin aici și noi dorim să invităm în comunitate. Nu reușesc să rețin numele domnului care este artist în aranjamente florale. Arai Galstean. Așa, știam că el știe. Va veni la Cluj, da, un renumit și designer floral, cred că așa se spune. Așa ceva, da.
am văzut pe internet splendid, niște lucruri total deosebite. Toate acestea pe 12 iunie. Cu ocazia asta invit lumea să vină să-l asta vadă. Asta când anume se va întâmpla? 12 iunie după masa la Muzeul de Artă în curtea interioară, dar dacă Ana tot a început să enumere și am ajuns la 12 iunie, trebuie să spun de 11 iunie. A, da. Cea mai mare întâlnire a noastră a armenilor de la Gherla și în rest să spui da, tu. Da, haramul Sfântul Grui Grigore. Eu vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine. Din păcate ne-am apropiat de final. Vom afla mai multe și despre evenimentul Zilele Culturii Armene, chiar din materialul următor, detalii despre ce acțiuni ați organizat de obicei. Vă mulțumesc foarte mult. Mult succes, Karen. Noua ta. Cu siguranță ne vom reîntâlni pentru a afla și ce anume se va derula în perioada următoare. Stimați telespectatori, vă mulțumesc și eu foarte mult că ați fost alături de noi și dumneavoastră. Sunt Maria Cinajiga, vă doresc toate cele bune și vă invit în continuare să urmăriți încă un material realizat la Zilele Culturii Armene de data aceasta. La cea de-a doua ediție a Zilelor Armene din Cluj, găzduită de Muzeul Etnografic al Transilvaniei, armenii clujeni și-au surprins concitadinii cu o expoziție de covoare orientale, prima de acest fel din orașul de pe Someș. Zilele Armene și ediția aceasta și celelalte ediții înseamnă o sărbătoare pentru noi, o prezentare a minorității armene din Transilvania, de fapt n-aș folosi minoritate, nu-mi place cuvântul, etniei armene în Transilvania, și lumea să cunoască valorile noastre, ceea ce au creat armenii în decursul anilor pe acest teritoriu. Am început cu bucătăria, că aia era prima. Porma am făcut cu anul trecut bazar cu copiii și cartea. Și acum am zis să arătăm meșteșugarii din Transilvania, meșteșugarii armeni din Transilvania. Cel mai valoros lucru sunt covoarele, normal, toată lumea știe că au fost țesute de către armeni. Ei, acum avem ocazia să ne prezentăm încă o dată și să sperăm că și la anul va fi la fel de frumos, vom găsi un alt subiect, tot armenesc, și încetul cu încetul cei cu care trăim alături ne vor cunoaște. Iată, spre surpriza noastră a tuturor, comunitatea armeană din Cluj, Uniunea Armenilor din România, filiala Cluj, ne-a pregătit o expoziție dedicată meșterilor și meșteșugarilor armeni din Transilvania, în special din Gherla. O expoziție bazată în special pe covoarele armenești, pentru că Gherla a fost în secolul al XX-lea unul dintre marile centre de producție ale covoarelor din Europa. Această expoziție am gândit-o în memoria armenilor care au făcut ceva pentru dezvoltarea economică și culturală a Transilvaniei. Din păcate, centrul de covoare de la Gherla, care a fost inițiat de armenii veniți de după genocid, a fost cam neglijat și atunci am zis că este o ocazie foarte bună ca să punem în valoare și acest meșteșug al armenilor țesătorii de covare care au fost în Gherla. Tatăl meu a refugiat în 1924 din Cesarea, Turcia. Cesarea fiind un oraș foarte mare producător de covare, unde lucrau mai mult armeni. Armeni erau, pe timpul ăla lucrau și bărbați, și femei, și copii. Și au ajuns în Gherla după refugiu. În taică-meu, primul covorar armean care a deținut carte de meșter în 1946. Confecționarea covoarelor persane a fost înstăpânită la Gherla de armenii stabiliți aici după genocidul din 1915. Cu timpul, locuitorii orașului și ai comunelor limitrofe au deprins acest meșteșug, covoarele de manufactură realizate la scară industrială, constituind un produs valoros de export care a dus în lume faima Gherlei. Din păcate, la începutul mileniului actual, întreprinderea de covoare a fost desființată.
Luările de cuvânt de la vernisaj au subliniat importanța păstrării și revigorării confecționării covoarelor orientale, demers la care au fost dispuși să-și pună umărul István Vacar, vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj, Tudor Sălăgean, directorul Muzeului Etnografic, Mircea Tivadar, vicepreședintele Asociației Muzeului Armean și, desigur, Bedros Crucian, singurul în măsură să transmită acest meșteșug învățăceilor. În prima zi a evenimentului, formația Flauto Dolce a susținut un program alcătuit din muzică veche transilvană, în cadrul căruia melodiile armenești culese din gherla s-au îmbinat armonios cu vechile melodii ungurești și românești, precum și cu cântecele hasidice maramureșene. În cea de-a doua zi a evenimentului a fost lansată etnografia armenilor din Ungaria
Cel de-al doilea volum, tradus în română și publicat la editura Ararat, din monografia Orașului Liber Regal Gherla, scrisă de Cristof Songot. Evenimentul s-a încheiat cu un regal de dansuri armenești, interpretate de formațiile artistice ale Uniunii Armenilor, filiala Cluj și Gherla. Zilele armene le organizăm și le vom organiza în continuare pentru revigorarea armenității în Transilvania și pentru cunoașterea culturii armene aici de către celelalte minorități de majoritate. Este extrem de importantă această acțiune și să găsim noi și noi aspecte ale culturii armene transilvane legate de istoria noastră, de tradițiile noastre. Zilele armene sunt un prilej pentru toate aceste lucruri.
Noi ne bucurăm foarte mult că putem găzdui din nou o manifestare realizată în colaborare cu Uniunea Armenilor din România și ne dorim ca acest eveniment să se permanentizeze.